ziua! Numele meu este Burnel Daniel. Sunt administrator al fermei Vio Agroserv SRL din comuna Padina, județul Buzău. Fermă care deține în exploatație o suprafață de 1250 de hectare, pe raza a 3 localități. În total lucrăm undeva la 1500 de hectare. Am implementat tehnologia emzurii în urmă cu 2 ani. Condițiile climatice ne-au dus către tipul ăsta de tehnologie. Avem probleme mari cu apa în zonă. Tipul ăsta de tehnologie și emzurii ne ajută să conservăm apa în sol. Sunt foarte multe avantaje în folosirea acestei tehnologii. O să enumăr doar câteva. Primul, dar nu cel mai important, este consumul de motorină, care este foarte redus. Vorbim undeva de 13-14 litri de motorină la hectar, o dezmiriștire superficială și semănat, și atât este suficient pentru a avea o răsărire aproape perfectă. Treceri foarte puține pe teren, uzură redusă la tractoare, ore puține de funcționare la tractoare. Un program de lucru destul de ușor, avem mult mai mult timp liber. Creștem materia organică în sol, creștem capacitatea solului de a reține cât mai multă apă, nu pierdem apa din sol. Este o mașină care poate semăna aproape orice tip de cultură, începând de la rapiță, unde este punctul ei forte. Se pregătește doar zona unde se seamănă și unde vine sămânță. Se semănăm grâu, semănăm ors, semănăm soia, semănăm porumb, semănăm floare, orice cultură se poate semăna cu această semănătoare. Astăzi am încheiat recoltatul orzului. Am avut o suprafață de 110 hectare de orz. În două părțile, în două sole, o solă de 80 de hectare, unde am semănat un hibrid de orz, într-o cantitate de 80 de kilograme la hectar. Producția a fost de puțin peste 8 tone la hectar și aici, în sola din spatele meu, o suprafață mai mică de 30 de hectare, cred că media va fi undeva la 6500-6700 de kilograme la hectar. Am avut ceva dificultăți în toamnă, am avut un covor vegetal care ne-a consumat apa și am avut ceva probleme la răsărire. Acesta este discul Result, care tocmai i-am făcut punerea în funcție astăzi. Este un disc de 7 metri jumate lățime. Necesită o putere foarte mică la tractor, undeva la 150-160 de cai. Are viteze foarte mare de înaintare, 18-20 de km pe oră. Este un disc cu un singur rând de talere, care crestează solul foarte, foarte puțin, undeva la 2 cm, și în spate avem o greblă de uniformizare și de mulcire a paielor. Are un randament foarte mare pe oră, consumul undeva la, din câte am înțeles, undeva la 2 litri pe hectar. Ne ajută să tăiem capilaritatea pentru a păstra și a nu se mai evapora apa atât de repede și automat uniformizează și paiele, creându-se ca un strat superficial care nu mai permite apei să se evapore atât de repede. Discul ăsta o să-l folosim imediat în spatele combinei. Este obligatoriu, maxim 5-6 zile de la recoltat. Cu cât e băgat imediat în spatele combinei, cu atât randamentul lui este mai bun și reușește să rețină cât mai multă apă în sol. Și piesa de rezistență, care este motivul acestei mic interviu, semănătoarea emzurii Protil 4T, este a treia campanie pe care o utilizăm. Aici sunt discurile care crestează foarte puțin solul. În general le folosim când solul este mai tare. Avem organele active, scarificatorul, pe care vin și îngrășămintele. Două tipuri de îngrășăminte se pot folosi concomitent. Roți de tasare și de reconstrucție și în spate avem secțiile de semănat,
care se pot schimba și cu secții de prășitoare, foarte simplu, durează câteva ore. Buncăr mare de 3500 de litri, compartimentat în două, sămânță și îngrășământ. Consumul ei de combustibil este destul de redus. Deja simțim un al treilea an, deja simțim o scădere a consumului. Vorbim la rapiță de un consum de 12-13 litri de motorină la hectar. La grâu, prelucrând mai superficial, scade undeva la 10 litri. Sistemul de trecere de la păioase la prășitoare este foarte simplu. Să apasă un buton și jumătate din secții din scarificatoare se ridică automat și sistemul din spate se montează, secția de prășit se montează foarte, foarte ușor. Nu am avut probleme cu ea de când am luat-o, doar schimbate dălți la scarificator și un cilindru o singură dată, dar în rest nu am avut nicio problemă, nu am sudat nimic cu ea. Și am folosit-o cel puțin anul trecut undeva la peste 1000 de hectare semănate și destul de uscat a fost o porțiune, dar nu am avut nicio problemă.